O furtună devastatoare a făcut prăpăd în municipiul Slobozia în doar câteva minute. Oamenii au fost surprinși de rafalele violente care au măturat tot în calea lor. Au rupt crengi și au smuls copaci din rădăcină. Furtuna puternică ce s-a abătut asupra municipiului Slobozia a lăsat în urmă un oraș devastat de vântul puternic. Peste tot sunt numai crengi rupte, mașini avariate și copaci care au fost smulși din pământ, cum este cel pe care îl vedeți în aceste imagini. Am 53 de ani și n-am văzut așa ceva până acum. N-au scăpat de furia vântului nici acoperișurile de bloc. Rafalele au smuls țigle din acoperiș, avarind autoturismele parcate în apropiere. Domnul din imagine a simțit cel mai bine urmele violente ale furtunii. Mașina sa este grav afectată, estimând pagube în jurul sumei de 100 de milioane de lei. Ce mașina? Mașina e asta? Cred că e pagubă de 100 ceva de milioane. Plafonul o parte strâmb, capota are... Cred că și pe la direcție are ceva, dar sunt de roții. Datorită acestei furtuni, placajul de la etajul 5, vedeți, a căzut pentru că n-a fost prins prea bine. Tu te vede și câte cuie, câte ciuperci a avut prins acolo. Deci asta e mai mult, nu pot să vă spun. Tot orașul este dat peste cap. Da, știu asta, știu, l-am văzut și la noi nu s-a mai întâmplat. Ne-a cam ocolit până acum tot ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni datorită furtunilor și căldurii care a provocat aceste furtuni. Dar acum am văzut și noi cu ochii și în Slobozia. Unde sunt crengile astea? Copaci s-au rupt de la vigilia asta. Atât de puternică încât din acest copac bătrân, să spunem, s-au desprins crengi foarte mari. Foarte mari, nu vedeți cât de mari sunt crengile? Și uitați dincolo, în parc. În partea cealaltă, uitați cum e căzut. Ce furtună puternică a fost. Cum era furtuna așa din Era puternică, puternică. Bătea vântul cu o putere de... Și geamuri și tot am închis la apartament. A mai fost așa puternică? N-am mai fost așa puternică. Vânt așa în halul ăsta. Puternică, puternică, nu așa. Ne-am speriat un pic. Cu toții, nu? Mai ales am avut nepoți afară când au intrat în casă speriați și plângeau. Oamenii spun că nu au mai văzut până acum o astfel de furtună. Natura s-a dezlănțuit într-o clipă, semănând teamă. Nu s-a întâmplat de mult timp. Bărbații am 72 de ani, dar așa ceva nu am văzut. Da. Ce am văzut tornada la televizor de la Făcăini. Restul n-a fost, nu s-a întâmplat în Slobozia. Dar acum a fost de jale mare. Am fost cu vecinul acesta pe bancă și auzi vecine ce vine. Până să intrăm noi înăuntru, mamă, când a venit să ne ia pe sus. Asta a fost o tornadă, o vigilie asta. În omul la naturii, ce să facem? Asta este. Dumnezeu trecut și el... O furtună deci, foarte mare. Mare, dar nu foarte, foarte, foarte mare. Dezastru a făcut. Aversele de ploi torențiale însoțite de descărcări electrice au inundat mai multe străzi din municipiul Slobozia. Pompierii au acționat pe mai multe artere pentru a degaja copacii rupți de pe carosabil.